Un nou videoclip din seria noastră de Road to Glory și ultimele 10 meciuri la Weekend League. Da, bine v-am găsit un nou videoclip din seria noastră de Ultimate Team minunată. În episodul trecut am făcut 7 victorii, 3 înfrângeri. Acum mai avem 10 meciuri rămase, obiectivul este să facem 11. Dacă se pot face mai multe, încercăm, dacă nu, vedem. Da, după ce jucăm, deschidem și pachete forță acolo. Sperăm că prindem și noi ceva la pachete. Poate un Team of the Year, cine știe. Dacă mai așa arată echipa noastră, ați văzut în episodul trecut. După ce am schimbat tactica, a mers mult mai bine. Sperăm că merge bine și în clipul de astăzi. Deci echipa are următorul oponent, Iașin în poartă, Blanc, Van Dijk, Lorente, Xavi, Rodrigo. Bă, n-are echipă forță. A few inches later. Bravo, ui. Bravo, Ferdinand, ești bun. Că Eusebio trece bine, Eusebio îl trage de tricou oponentul, Eusebio și marchează, da mă, da 1-1. Doamne, băi frate, care e logica al meu, bagă piciorul și tot al meu cade. Măcar de era fro bestie, Hansen la forță. Da, și marchează oponentul, din nou Rion nu este să se apere, nu știu ce se întâmplă cu el în meciul ăsta. Că Eusebio poate marca, da mă, da Eusebio 2-2, bravo Eusebio. Hansen, da mă, da Hansen, bravo Hansen, mamă, bine celebrarea asta, face 3-2, mare trivela reușește, Carolin Graham Hansen. Mataus trage bine, lovește bara, bă, păcat că era mare gol șmecher. Da, și meciul se termină, băieți, câștigăm până la urmă la limită. Ok, 8 victorii, 3 înfrângeri, conexiunea mi se pare cam proastă, dar hai să mergem să mai facem 3 win-uri. Cred că o să rămâne la 11, că se mișcă prost rău și nu vreau să mă enervez. Că îl împoartă Maldini, Cafu, Charlton, Zico, Eusebio, Di Natale. Cred că e offside aici, cred. Sau? Nu e offside, perfect, bine, mă așteptam să fie offside, însă Neymar scapă singur și marchează. No, și marchează, da, reușește super gol acolo, 1-1. N-o să poate, da, ce se întâmplă cu Rio, că nu joacă meciul ăsta, stai se uită efectiv. Ok, Hansen, dai gol, bravo Hansen, 2-2. Pou, Zidane, pară, ce gol era asta de Zidane. Ok, dă și el bara, am scăpat și eu. Ok, Neymar recuperează bine. Neymar acolo, se duce excelent, centrează și Eusebio. Doamne, bară, a stat un an să-și facă animația și dă bară. Ce joc terminat. Ok, Eusebio pleacă încă o dată. Eusebio poate marca și da, mă, marchează până la urmă în ultimul minut. Păi cum să rămână așa, Vere, cum să rămână așa? Eusebio marchează 3-2 în ultimul minut. Da, și meciul se termină până la urmă, câștigăm cu 3-2. 9 victorii, 3 înfrângeri, mergem la meciul următor. Van der Sar, nu o să pot să-i dau gol, îmi pare rău. O să pierde meciul ăsta, că nu pot să-i dau gol la sută. Da, și Jairzinho marchează, face 1-0. Încă o dată Zidane, da mă, da gol acolo, bravo Zidane, 1-1. Hai Eusebio, bravo băi, 2-1, ok, deci pe jos trebuie să-l bați cumva pe Van der Sar, dar că nu ai cum să dai, cred că, driven în FIFA ăsta. What, ați văzut băieți, ați văzut cât de prost e jocul ăsta. Noroc că mă salvează Van Dijk, dar s-a teleportat al meu Walker, mă. Haide mă și marchează 2-2, da. Bine pasa și finalizarea la fel de bună. Haide o pasă bună. Perfectă! Haide, pară! Ok, Eusebio ratează, dar nu mai contează că oricum e pe final meciul. Da, și meciul se termină, câștigăm cu 3-2. Și avem 10 victorii, 3 înfrângeri, 7 meciuri rămase, până acum n-am pierdut niciun meci, hai să o ținem tot așa, zic. Courtois în poartă, Van Dijk, Company, Modric cu Bruno Fernandes. Chiar sunt curios dacă e bun de ceva Bruno Fernandes și la flashback, eu zic că nu e. Eusebio! Da mă, da, Eusebio, 1-0. Haide, nici n-am întins piciorul, s-a buguit ăla că a căzut acolo, s-a teleportat iar, nici n-am întins piciorul Van Dijk. Dar o scot, mă, o scot. Ok, Hansen, bravo Hansen, frumos, invers elastico și face 2-0. Get over here! Da, și marchează aici oponentul 2-1, a avut noroc alunecarea aia, a ieșit și aia. Hansen, încă o dată, genial, Hansen. Aceeași fază, doar că de data asta trage și mai bine. Ok, Zidane aici, pe verde, frumos, în vincul 4-1 și este game over. Oponentul cred că va ieși, da, se pare că iese. 11 victorii, 3 înfrângeri, mai avem 6 meciuri rămase, o să mai jucăm un meci, două, vedem dacă le câștigăm și tragem spre 14. Dacă nu le câștig, nu o să joc toate meciurile, pentru că
De obicei la final mă enervez, așa că mai joc un meci două, văd cum e gameplay-ul și vedem ce este. Ok, Maldini, Gullit. Oleu, ce echipă are asta. Cum să mă bagă ăștia în joc, mă, vreau dau echipele astea. Păi numai Cry fără valorează cu toată echipa. Da, și marchează 1-0, n-am ce să fac lui Cry fără, nu pot să-i ating. Da, n-am ce să fac, n-am ce să-i fac lui Cry fără, efectiv. Când bag tackle, să mișcă instant, așa, să teleportează, bam, imediat schimbă direcția. Se face 2-0, n-ai ce să-i faci, frate, Cry 95 totuși. Da, n-am ce să fac, 3-0, bă, mai încercăm un meci, dacă îl pierdem o să ne oprim aici. Ok, Terștegă în poartă, Blanc, Maldini, Zanete, Eusebiu, hai că s-ar echipă mai decent. Da, și marchează 1-0 oponentul. Foarte greu când treci de 11 winner, parcă oponenții devin zei. Ok, scapă Charlton. Și marchează. Da, 3-0, o să ieșim. Da, oponenții sunt prea buni când treci de 11 win-uri și aia, ne oprim aici. 11-5, un rezultat decent. Hai să dăm restul meciului lui cadou. Ok, rang 5 frumos aici, primim player pick-uri, 85x2, rare players pack, ultimate pack, primim pachete bune. Începem cu player pick-urile, poate prindem și de un toti cum ar fi. 1 din 484 plus, avem 3 aici frumos, haidem albastru, să fie albastru. Nope. Nu, doar 88 Renard. Din nou, un pică jucătorii care vor fi toti, mereu un pică înainte. Când e să fie toti, nu mai pică. Așa a fost și la Rodri, așa o să fie și la Renard. Mai departe avem un Modric, o să luăm și o să-l folosim la exchange. Al treilea jucător din player pick va fi, ok, un inform, luăm pe Dzeko. Asta ce e? Team of the Year nominee loan. Ce n-ai bea asta e? Okay, trebuie să votez pe cine iau sau ceva de genul, nu? Păi îl votez pe Ronaldo, ca să iasă Ronaldo. Dar de ce mi-a dat două? Al și la femeie mă stai așa, bă, nu știu, iau pop, nu știu care a fost mai bună, o luăm pop. Ok, și hai să începem pe copanicul, începem cu exchange pe Costa cu 19 jucători, 6 rari, unde l-am băgat pe Modri și prindem Olanda, CB, nu e Van Dijk 100%. Oh, e Van Dijk, mă arăt un pic ca Van Dijk? Da, bă, în sfârșit vine Van Dijk. E double kill, dacă era 3 double era bun. Mă mir că avem Van Dijk în sfârșit. Din nou, un pic ca jucător înainte să fie Team of the Year. Că așa e normal. O să-l băgăm pe Van Dijk la un SBC de la best până la urmă. Nu-l mai bag la un exchange. Îl băgăm frumos la un SBC de la best. Îl băgăm la echipă de 88 rating. Ok, și mai facem o echipă de 88 rating la best. Deschidem campaign mix pe Costa cu Trailblazer, Centurion, Triple Threat, Pro Life sau Thunderstruck 84+, să vină Neymar Thunderstruck, cum ar fi, sau un Vinicius sau ceva. Wow! De ce mi l-a dat direct? N-am văzut și animație, nimic. Ok, mi l-a dat pe Simacan. 40k, dar nu înțeleg de ce nu mi-a dat și mie frumos animație cum trebuie, dar în fine. Ok, mergem cu pachetele în tradable prima oară. Avem un 84-3, 3 jucători 84+, și albastru, nu, Germania, ST. Este de la Wolfsburg, cred că e Pop. Da, o avem pe Pop, 88, decent din pachetul ăsta. Chiar bine, n-avem double local, dar e forță Pop. Pop, Brandt și Merino. Mai departe avem un 86x33 jucători walkout în acest pachet minunat. Haide, și albastru, haide. Nu e albastru. E Haaland, dar n-are cum să fie Haaland. Sau ba da, cred că poate să fie Haaland, dar e Odegaard de fapt. Odegaard și în spate ce are, ceva mai bun poate, este Alisson. Din nou, un pic jucătorii care vor fi Team of the Year înainte. Da, Odegaard și Kroos îi mai avem o dată. Mergem mai departe la pachetele de la Weekend League. Avem Rare Players Pack, Ultimate Pack și 85x2. Începem prima oară cu Rare Players Pack-ul. Aș vrea și eu din astea 3 să fac undeva la 150k măcar. Hai cu Rare Players Pack-ul ăsta puternic. Ceva scump. Avem Argentina, CB, nu e scump. E Martinez de la United, cel mai probabil. 84 Martinez. Ok, deci până acum nu prea facem bani, facem doar 4k din pachetul ăsta. Poate ne salvează Ultimate Pack-ul, 3 double, Portugalia, Left Wing, Rafa Leao, cred, poate double lock-out măcar. Da, double lock-out, 86 și în spate încă un 86 Pedri, slăbuț. Ok, Leao se duce pe transfer list, cred că e prima oară care împică în FIFA ăsta Leao. Avem 85x2, facem 100k din ăsta? Nu prea cred. Totuși, hai să vedem ce ne pică în 85x2. Avem Franța, CB de la Lyon, cred că e Renard iar. Da, Renard iar, 88, e double lockout și ceva mai bun în spate teoretic, care avea tot un 88, un 89, 90, cine știe. Este Casemiro 89, bun, pachetul ăsta chiar e foarte, foarte bun. Cred că facem undeva la 50k
încărca din el pentru că e scump Casemiro. O să deschidem pachetul ăsta cu 500 de FIFA points, are 30 de jucători rari și are un garantat 86+. E bine că e și tradable. Asta stai că nu e tradable. Hai mă că îl deschidem pe ăsta puternic, băieți, fița despre care îl deschidem. Îl deschidem pe ăsta de 3000 de FIFA points în care avem 25 de jucători, 85+, frate. Șansa la un Team of the Year este de 3.6%. Hai să vedem dacă merită sau nu. Chiar dacă pică slab, oricum o să primim foarte mulți fodori pe care îi vom folosi la best. 3000 de FIFA points. Vedem albastru, te rog eu albastru, să văd albastru acolo. Nu, e inform ăsta, e inform CB. E încă o dată Ruben Dias și în spate ce are? Ok, 89 și în spate un inform teoretic mai high rated, nu? Dar cine e mai high rated decât el? Nu, 86 Rahmani. Ok, poate în spate totuși e ceva mai bun. 2 inform, 89 Salah, 89 Casemiro, Oblak. Ok, mulți 87, mulți 86 și mulți 85 de asemenea. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jucători OCAP plus 2 inform, ceea ce e destul de bine. Mai mergem, mai facem o echipă de 88. Da, și mai facem o echipă de 88 OVR. Da, hai să vedem ce am luat de aici de la obiective, că văd că am făcut tot pachete așa random, fără să fac niciun SBC nimic. Doar de la obiective, ia vezi că am primit pachete bune. Ok, începem cu niște premium gold player spec-uri. Am în doua în tradable, 80 plus garantat în acestea. În primul îl prindem pe Mitoma și cam atât. În al doilea, hai să vedem, poate e mai bun. Nu e mai bun pentru că vine Fernando. De fapt, cred că e mai bun, dar Fernando e slab. Ce prindem un pachetul de la exchange, îi dăm repede skip că n-are cum să fie Team of the Year, îi dăm bam așa skip și prindem... Oh! Casemiro, bine! Hai că l-am pe la double key, nu? Hai că l-am așa dacă e. Teama, n-aveam un Casemiro tradable. Că trebuie să-l băgăm pe Casemiro la ceva, nu o să-l bag la exchange, o să-l bag tot la un SBC de la best. Bă, deja echipele de 88 le-am făcut, mai trebuie să facem de-astea de 87-4 și după l-am cam terminat, așa. Da, și am mai făcut o echipă de 87 OVR forță aici la best. Ok, Red Mix Player Spec Tradable, mi l-a dat tot la best pachetul ăsta și clar, nu prindem nimic. Bă, de fapt prind Arnold, de ce dai o schimb la walkout-uri, băi, VR? Iar îmi vin walkout-uri și nu mă aștept la ele, ok. Da, vine Arnold, bine. Ok, dar la cum pare că merge clipul ăsta, o să vină și Team of the Year în clipul ăsta. 83 ori 2, 24 83 plus. Deci la asta, uite, de exemplu la asta mă aștept la walkout-uri, dar din ăsta vine slab. Vine Christensen 83, deci la alea la care mă aștept să-mi dea bine, nu-mi dă bine, nu știu cum funcționează, dar na. Încă un 83 ori 2, frate, am 3 double, din care prindem Sommer, cel mai probabil. Da, vine Sommer 84. Avem un 81 ori 11 jucători 81 plus, cred că e destul de OP pachetul ăsta, cel puțin așa pare pe foaie. Trebuie să aibă un garantat walkout. Germania CB pe 84, ok, nu are garantat walkout, se pare. Da, vine Ginter 84. Și avem 83 ori 20 ăsta puternic. Hai să vedem ce prindem în acest pachet minunat. 20 de jucători 83 plus, undeva la 3 walkout-uri ar fi decente. Poate și un albastru, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu, vine Portugalia, CM Bernardo Silva clar. 88 Bernardo Silva, dar sigur mai are ceva în spate. E imposibil să n-aibă. Și în spate vine Diani 89. Nice. Nice, bine. E că din noi prima oară când împică în FIFA. Și mai e și Pajor. Și aici mulți jucători duplicate. Da, mergem și facem niște 83 ori 10, băieți, acum. Da, și mai avem 3 83 ori 10. Toti, 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 toti. No, Anglia. Hai de Harry Kane? No. E bronz, cred, 87, decent, decent, poate are double walkout în spate, nu are. Vine doar bronz 87, decent, decent pec. Ok, din nou Bright o să fie toti, dar nu o să ne pice când trebuie. Încă un 83 ori 10, băieți, haide cu double walkout, așa aș vrea în ăsta dacă se poate. Leva, 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 nu e leva, e Szczesny. Szczesny 86 și în spate poate are ceva mai bun, ok, este double walkout. Un 88 ar fi decent, un 86 și un 88 zic eu că merge. Iar în spatele lui vine Ederson, fix 88, nu? Da. Perfect. Și încă un 83 ori 10, din nou un double walkout ar fi șmecher. Și prindem Italia CDM. Eu cred că e... ai Tonali, e Tonali, ok. Și în spatele la Pariori este în Kunku tot 86, nu? Da. Oh, și un inform, perfect. Da, și am mai făcut două Team of the Week-uri aici ca să pot să fac și niște 84 ori 5 și deschidem primul Team of the Week din care pică 383, luăm pe Samuel Lino și aici vine Kylian Mbappé Team of the Week, te rog, nu.
în Chetia Hălon, care sărută pasional mingea. Ce să mai facem? 384 ori 5. Și ultima speranță din clipul de astăzi, să prindem și noi Team of the Year, 84 ori 5, 384 ori 5. Haideți să vedem ce ne pică. În primul e... Nu e inform, m-a speriat. E, nu știu cine. Mainian și un inform în spate. De 7 Mainian și în spate este Rahmani 86. Bun, bun pachetul ăsta. Al doilea 84, 55, jucător 84 plus. Haide, haide, haide. Prindem Haaland. Nu, e... Cred că 88, ceva de genul. O fată de 88 rating, da. Și în spate este și Bruno Fernandes 88. Chiar bombă pachetul ăsta, 2 jucători 88. Bun de băgat la best acolo. Iar din al treilea 84 ori 5, ce prindem din acesta? Avem Germania, Striker, Pop, cred că e 88 Pop. Da, un singur knockout, însă un knockout decent. Da, și cred că mai putem să mai facem o echipă de la best. Hai să mai încercăm să mai facem o echipă de 87. Da, destul de ușor să mai fac echipa asta pentru că aveam foarte mulți jucători woke. Încă o echipă de 87 la best și cred că mai avem puțin și îl completăm, zic eu. Da, băi, și asta a fost clipul. Sper că v-a plăcut. Am deschis foarte, foarte multe pachete. Totuși, jucătorul la Team of the Year nu vrea să vină. Sperăm că săptămâna asta o să prindem până la urmă unul. Da, eu am fost Gianni. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați. V-am pupat. Pa!